Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am găsit! Sunt Dorina Gerganov și vă prezint ora știrilor, iată care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. Un nou sondaj de opinie la începutul ultimei săptămâni din campania electorală. Ce politicieni și ce formațiuni politice sunt în topul preferințelor alegătorilor, vă spunem la știri. Leul continuă să piardă teren în fața principalelor valute de referință, cum comentează actuala depreciere experții și dacă trebuie să ne așteptăm la scumpiri, vedeți în jurnal. Salvatorii au căutat Orange, o copilă de 12 ani care s-a rătăcit în pădure, unde a avut loc incidentul și în ce circunstanțe, aflați la știri. Vor traversa țara de la sud la nord într-o singură zi cu mașinile electrice. Cum se va desfășura în acest an maratonul Moldova Electro 2020 și ce scop și-au propus participanții, vedeți imediat. Încă 308 moldoveni au fost testați pozitiv astăzi la COVID-19 după procesarea a peste 1400 de teste. Astfel, bilanțul persoanelor infectate cu noul coronavirus a ajuns la 71.811. Din numărul total de cazuri confirmate, 5 sunt de import din Turcia, România și Statele Unite ale Americii. Potrivit datelor Ministerului Sănătății, printre cei care au luat virusul sunt și 18 lucrători medicali. Totodată, 802 pacienți se află în stare gravă, iar 43 sunt conectați la aparate de respirație asistată. În ultimele 24 de ore, între încă 15 moldoveni s-au stins din viață din cauza complicațiilor provocate de noul virus, printre care și un angajat din sistemul de sănătate. Este vorba de medicul traumatolog Vasile Hârbu, în vârstă de 70 de ani, care activa în cadrul Spitalului Raional Don Duceni. Circa 130 de elevi și peste 90 de profesori din instituțiile de învățământ primar și secundar din Chișinău sunt infectați cu noul coronavirus. Datele au fost prezentate de viceprimarul capitalei Angela Cutașevici la ședința primăriei. Potrivit Angelei Cutasevici, 129 de elevi și 94 de cadre didactice din școlile din Chișinău au luat virusul periculos, iar 2060 de elevi și 52 de profesori se află în carantină. Datele mai arată că 1886 de școlari au făcut ore la distanță înainte de a ieși în vacanță. Infectați cu noul coronavirus sunt și 16 lucrători auxiliari, dintre care 8 sunt în izolare. Săptămâna trecută au ieșit din carantină 207 clase din 78 de instituții. În cazul instituțiilor de învățământ general, în carantină nu se află nimeni, spun autoritățile municipale. Cât privește grădinițele, Cutasevici a anunțat că este un singur copil bolnav, iar 130 sunt în autoizolare. Totodată 25 de educatori sunt confirmați pozitiv, iar 8 se află în izolare. De asemenea, 10 lucrători auxiliari din grădinițe s-au contaminat și alți 10 sunt izolați la domicili. În cadrul aceleiași ședințe, șefa Direcției Sănătate, Tatiana Buciarski, a prezentat situația la zi în ceea ce privește cazurile de infectare în capitală. Situația epidemiologică prin COVID-19 în municipiul Chișinău se menține la gradul de alertă cod roșu. La ziua de ieri erau internați 743 de pacienți confirmați, dintre care 230 de pacienți sunt în stare gravă, intubați 6 pacienți, 465 în stare medie și 48 în stare satisfăcătoare. Până acum, în municipiul Chișinău au fost înregistrate circa 31.000 de îmbolnăviri cu virusul COVID-19. Rata de incidență a infectării cu noul coronavirus cumulată la 100.000 de locuitori în România este mai mare decât în Italia, Bulgaria sau Israel, arată datele oficiale actualizate în această dimineață. Între timp, Spania anunță că va intra din nou în stare de urgență, iar Israelul va începe primele teste clinice ale potențialului său vaccin anti-COVID-19.
Datele publicate pe site-ul Institutului Național de Sănătate Publică arată că, în România, rata de incidență raportată la 100.000 de locuitori este de 275, situație mai critică decât în Italia sau Israel. În ultimele 14 zile, cea mai mare rată a fost înregistrată în Andorra, Vatican, Cehia și Belgia, țări cu peste 1.000 de cazuri înregistrate la 100.000 de locuitori. În Spania, potrivit deciziei guvernamentale, va fi instituit starea de urgență pentru 15 zile, însă guvernul vrea să ceară aprobarea pentru o prelungire de 6 luni, adică până în aprilie 2021. Restricționarea circulației de la ora 11 noaptea până la 6 dimineața va fi aplicată în toată țara, cu excepția insulelor Canare, care prezintă o situație epidemiologică foarte bună. Țara de origine a COVID-ului, China, testează 4,7 milioane de oameni în regiunea Xinjiang, după ce a fost descoperit un singur caz asimptomatic de COVID. Este vorba de o fată de 17 ani. Toate cazurile descoperite ulterior au legătură cu fabrica în care muncesc părinții acesteia. Iar Israelul va începe din 1 noiembrie primele teste clinice ale unui vaccin inovator împotriva noului coronavirus, au anunțat duminică autoritățile care încearcă să stopeze al doilea val de contaminare, relatează AFP. Până acum au fost obținute 25.000 de doze, producția urmând să crească la 15 milioane, un număr mai mare decât populația țării, care este de 9 milioane de locuitori. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, circa 40 de vaccinuri candidat sunt evaluate în prezent în cadrul studiilor clinice pe subiecți umani în întreaga lume. 10 dintre acestea se află în stadiul cel mai avansat, faza a treia, în care eficacitatea vaccinului este evaluată pe scară largă, pe 10.000 de voluntari de pe mai multe continente. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a suferit o înfrângere ustorătoare la alegerile locale desfășurate duminică în țara vecină. Partidul său, Sluga Naroda, a fost depășit de adversarii săi în majoritatea orașelor mari, arată rezultatele unui exit poll realizat la ieșirea de la urne. Potrivit presei ucrainene, actualul primar al Kievului, Vitali Klitschko, este în fruntea clasamentului. Pentru el și-au dat votul 47,8% dintre alegători. Astfel, potrivit sondajului, în turul 2 al alegerilor din Kiev ar urma să se dueleze cu candidatul din partea partidului Platforma de Opoziție, Zajitia, Alexander Popov, care a obținut un scor de 8,6%, în timp ce candidatul partidului lui Zelensky, Sluga Naroda, este pe locul 4 cu doar 8%. Rezultatele sondajului mai arată că nici în orașul natal al președintelui ucrainean, candidatul desemnat de partidul lui Zelensky, nu a ieșit învingător, plasându-se pe locul 2 cu aproape 8%. Locuri de frunte a luat doar în două orașe mari, iar în alte 7 figurează pe poziția a treia. Aceste alegeri au fost considerate drept un test pentru Volodymyr Zelensky, fostul actor fără experiență politică, ales triumfal la președinție în aprilie 2019. Prezența la vot a fost de circa 36% potrivit ONG-ului specializat Opora, față de 47%, cât a fost la precedentele alegeri locale de acum 5 ani. Totuși, instituția electorală ucrainană urmează să anunțe rezultatele votului în perioada 3-6 noiembrie, în baza unei noi legi electorale. Alegeri nu au avut loc în Crimeea, peninsula ucrainană anexată de Rusia, și în teritoriile din est aflate sub controlul separat artiștilor ruși. Candidatul partidului politic Shor la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie, Violeta Ivanov, este surpriza campaniei electorale, susțin experții iData, care au realizat și prezentat un sondaj de opinie. Rezultatele arată că Ivanov s-a plasat în topul preferințelor populației din stânga Nistrului și pe locul 3 în diasporă. Datele sondajului mai arată că Maia Sandu și Igor Dodon vor accede în turul 2 al alegerilor prezidențiale.
Potrivit sondajului prezentat de compania iData, candidatul partidului politic Shor la prezidențiale, Violeta Ivanova, ar fi susținută de 11% dintre alegători și s-a situat pe locul 2 în topul preferințelor cetățenilor din stânga Nistrului și pe locul 3 în diasporă. Directorul iData, Mihai Bologan, consideră că Violeta Ivanov este surpriza acestei campanii electorale, menționând că ea a înregistrat cea mai spectaculoasă creștere. Este pe departe surpriza campaniei. Violeta Ivanov a crescut constant, cred că are cea mai spectaculoasă creștere în cadrul campaniei electorale, pentru că ea de fapt a început de la zero și este unicul candidat care nu e lider de partid. Sondajul mai arată că în eventualitatea unor alegeri parlamentare anticipate pentru PSRM și-ar da votul aproape 35% dintre alegători. PAS ar obține aproape 28%, iar Partidul Politic Shor aproape 13%. Reprezentanții formațiunii Partidul Nostru ar fi susținuți de 12,6% dintre cetățeni. Celelalte partide nu ar trece pragul electoral de 5%. Experții au calculat și mandatele de deputat pe care l-ar obține formațiunile. Astfel, socialiștii ar avea 40 de locuri în legislativ, PAS 32, iar Partidul Shor ar fi reprezentat în Parlament de 15 deputați, adică de două ori mai mulți decât a obținut în urma scrutinului din februarie anul trecut. Formațiunea Partidul Nostru ar obține 14 mandate de deputat. Întrebați în care partid au cea mai mare încredere, puțin peste 26% dintre respondenți au spus că în PSRM. Pentru PAS a optat puțin peste 23,5% dintre cei intervievați. Pe locul 3 este Partidul Shor, care a fost menționat de aproape 14% dintre cetățeni, fiind urmat de Partidul Nostru și PPDA. Sondajul mai arată că liderul partidului Shor, Ilan Shor, își menține nivelul înalt de încredere în rândul cetățenilor, situându-se pe locul 3 cu peste 15%, fiind devansat doar de șeful statului Igor Dodon și liderul PAS, Maia Sandu. Sondajul a fost realizat în perioada 14-24 octombrie pe un eșantion de 1231 de respondenți, marja de eroare fiind de 2,8% și a fost coordonat cu membrii Comisiei Electorale Centrale. Comisia Electorală Centrală atenționează că mâine, 27 octombrie, este ultima zi când pot fi făcute publice rezultatele sondajelor de opinie cu tematică electorală. Potrivit legislației, sondajele pot fi date publicității cel târziu, cu 5 zile înainte de ziua alegerilor. Totodată, în ziua alegerilor, se interzice publicarea în presă a materialelor și interviurilor cu alegătorii despre numărul de voturi întrunite de concurențe electorale pe parcursul zilei și despre șansele acestora, inclusiv rezultatele exit pollurilor. Indemnizații unice la reîntoarcerea în patrie, facilități fiscale la angajare, scutiri la facturile pentru utilități și polițe de asigurare medicală gratuite. Sunt doar câteva dintre prevederile Planului Național destinat moldovenilor care revin în țară, propus de Violeta Ivanov, candidatul Partidului Politic Shor la prezidențiale. Violeta Ivanov a menționat că o bună parte dintre prevederile planului au fost testate deja la Orhei, unde de câțiva ani funcționează cu succes un program implementat la nivel local. Localnicii care revin în municipiu beneficiază de o indemnizație unică, echivalentă cu 3 salarii minim garantate în sectorul real și nu doar atât. Indemnizație lunară pentru cei care nu se pot încadra în câmpul muncii. Facilități fiscale și vamale, cum ar fi la scutirea de plată a impozitului pe venit. Compensarea cheltuielilor legate de închirierea spațiului locativ pe o perioadă de maxim 6 luni. Poliția medicală gratuită. Candidatul Partidului Shor afirmă că întreaga clasă politică ar trebui să susțină acest plan, care, în opinia ei, ar trebui să devină prioritar, inclusiv pentru viitorul președinte. Majoritatea politicienilor și partidelor își amintesc de diasporă doar în perioada electorală, doar în campanii electorale. Le promit marea și sarea, iar mai apoi uită de aceste promisiuni atunci când obțin votul. Nu este și cazul formațiunii noastre.
Violeta Ivanova a amintit și de programul Moldova e casa mea, în cadrul căruia sute de familii din Orhei au primit indemnizații de 500 de euro și au fost ajutate să se reintegreze. Politicianul a mai vorbit și despre activitatea Centrului de Reprezentare și Susținere a Concetățenilor din Europa, deschis acum câțiva ani în Italia, la inițiativa lui Lanșor și care oferă consiliere și ajutor multilateral moldovenilor care muncesc în statele europene. Totodată, Ivanova a amintit și de proiectul de lege privind susținerea cetățenilor care revin în patrie, elaborat de deputații fracțiunii, însă care de jumătate de an este blocat în Parlament. Speculațiile privind participarea partidului Șor în diferite coaliții fac parte din tehnologiile de campanie electorală murdară. Declarația aparține președintelui partidului Șor, Ilan Șor, și a fost făcută într-o intervenție live pe Facebook, în contextul în care anterior deputatul Alexandru Slusare a declarat că partidul Șor ar putea participa la formarea unei posibile coaliții alături de Igor Dodon. Ilan Șor spune că alegerile prezidențiale trebuie să fie o competiție de abordări și idei, dar nu lupte fără reguli, și a precizat că formațiunea sa va continua să aibă un comportament corect. Liniștiți-vă și calmați-vă. Nu încercați să ne cununați fără să ne întrebați. Nu ne atrageți în conflictele voastre. Noi ducem o luptă corectă și transparentă, demonstrând că programul nostru este cel mai bun. Astăzi, ca niciodată, este necesar să ne unim eforturile și să construim. Și deja după alegeri, când se vor calma spiritele, vom decide dacă vom merge în coaliție, cu cine, când și, cel mai important, pentru ce. Recent, deputatul partidului Platforma Da, Alexandru Slusare, a scris pe o rețea de socializare că președintele Igor Dodon ar fi bătut palma cu liderul partidului Șor, Ilan Șor, pentru a crea o majoritate neoficială în legislativ și pentru a păstra actualul guvern condus de Ion Chicu. Solicitată pentru un comentariu, purtătorul de cuvânt al candidatului Igor Dodon, Ludmila Muntean, ne-a scris într-un mesaj că oponenții au ales în această campanie electorală cea mai primitivă cale, folosirea speculației și știrilor false care sunt aruncate în spațiul public. Andrei Năstase, candidatul partidului Platforma Da la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie, a prezentat astăzi 5 angajamente pe care și le asumă să le realizeze în primul an de mandat. În cazul în care aceste obiective nu vor fi atinse, politicianul spune că va renunța la funcția de președinte al țării. Printre angajamentele anunțate de Andrei Năstase se numără pensii mai mari de 2.500 de lei, înăsprirea pedepselor pentru corupție și eliminarea din sistem a procurorilor și judecătorilor corupți. De asemenea, politicianul își propune să majoreze finanțarea pentru sistemul educațional și cel al sănătății cu cel puțin 7% din produsul intern brut al țării pe o perioadă de cel puțin 10 ani, iar o comisie specială va monitoriza și va stabili prețurile plafon pentru produsele alimentare și servicii lunare. Ele vor fi complet implementate și vor fi funcționale. Nu va exista niciun fel de context, pretext, motiv sau scuză pentru mine în cazul în care aceste angajamente nu vor fi realizate. Năstase susține că își asumă personal implementarea acestor deziderate. În cazul în care cele 5 angajamente nu vor fi duse la îndeplinire, implementate și complet funcționale în primul an de mandat, înțeleg să părăsesc prin demisie funcția de președinte al Republicii Moldova. De asemenea, acesta a îndemnat oamenii să participe la alegerile de duminică și să-și dea votul pentru un candidat responsabil. Liderul partidului Platforma Da, Andrei Năstase, este numărul 2 în buletinul de vot. Candidatul PAS la alegerile prezidențiale, Maia Sandu, îl îndeamnă pe contracandidatul său, Igor Dodon, să nu falsifice alegerile. În caz contrar, declară liderul PAS, cetățenii vor ieși în stradă pentru a-și apăra votul. Declarația a fost făcută într-un interviu pentru Euronews. Bine, v-a încurajat.
Candidatul PAS la alegerile prezidențiale, Maia Sandu, susține că este convinsă de faptul că scrutinul din 1 noiembrie va avea loc cu încălcări, iar cel care va încerca să falsifice voturile ar fi candidatul independent Igor Dodon, spune politicianul. Igor Dodon încearcă să falsifice alegerile. Noi îl avertizăm să nu facă acest lucru, însă, dacă el va continua să-și urmeze planurile, îl avertizăm că oamenii vor ieși în stradă. Oamenii singuri vorbesc despre aceasta, a declarat Maia Sandu pentru Euronews. Solicitată pentru un comentariu, purtătorul de cuvânt al candidatului Igor Dodon, Ludmila Muntean, ne-a scris într-un mesaj că speculațiile despre fraudă reprezintă o confirmare că oponenții sunt convinși că Igor Dodon va câștiga aceste alegeri. Anterior, Igor Dodon, care candidează independent pentru cel de-al doilea mandat de președinte, a declarat că este pregătit să recunoască rezultatele alegerilor din 1 noiembrie, oricare ar fi acestea. Totodată, el a cerut responsabilitate și oponenții săi, îndemnându-i să nu scoate oamenii la proteste. Reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate insistă ca Igor Dodon să participe la dezbatere electorale alături de candidatul din partea formațiunii Maia Sandu. Cu această ocazie, câțiva membri ai partidului au organizat astăzi un flash mob în fața președinției, unde i-au transmis șefului statului să nu fie un fricos. Membrii PAS au organizat un flashmob în fața președinției, în cadrul căreia au reiterat invitația la dezbateri pentru candidatul independent Igor Dodon. Mesajul a fost inscripționat pe o pancartă pe care participanții au încercat să agațe de gardul instituției. Poliția însă le-a interzis să facă acest lucru. Eu nu înțeleg. Ardați-ne ordine în bază la cine interziceți, nu? Participanții susțin că la dezbaterea programată pentru marți 27 octombrie, ora 10, președintele trebuie să-și dea darea de seamă în fața oamenilor. Trebuie să iasă la dezbatere și să vorbească despre ce a făcut în 4 ani de zile pentru această țară. Îl îndemnăm să dea dovadă de curaj, să nu fie fricos și să vină la aceste dezbateri. Solicitat pentru o reacție, purtătorul de cuvânt al candidatului independent Igor Dodon, Ludmila Muntean, ne-a expediat un mesaj în care ne-a scris că Igor Dodon nu are timp pentru a participa la dezbateri sterile. Comunicarea directă cu oamenii este mult mai importantă pentru președinte. În ceea ce ține de dezbateri, revenim la acest subiect după 1 noiembrie, a scris Muntean. La final, simpatizanții PAS au fixat panoul în spatele monumentului Ștefan cel Mare din capitală. Anterior, liderul PAS, Maia Sandu, l-a chemat de mai multe ori la dezbateri pe candidatul Igor Dodon, însă acesta a respins invitațiile. Premieră pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie, locuitorii din satul Bâc, comuna Bubuieți și cei din satul Cigârleni, raionul Ialoveni, își vor alege președintele în corturi. Anunțul a fost făcut de Comisia Electorală Centrală după ce s-a constatat că edificiile în care urmau a fi deschise secțiile de votare nu întrunesc condițiile necesare de securitate și ar pune în pericol viața și sănătatea publică. Din lipsa unor alte edificii în cele două localități, a solicitat să le fie puse la dispoziția primăriilor două corturi. Acestea ar urma să fie dotate cu echipamente termice și electrice. Instituția electorală a mai cerut Ministerului de Interne să asigure securitatea bunurilor. Leul moldovenesc continuă să se deprecieze față de principalele valute de referință. Expertul economic Vyacheslav Ioniță spune că acest lucru se datorează în mare parte deprecierii dolarului pe piața internațională. Totuși, potrivit lui, deocamdată nu există riscuri de creștere a prețurilor sau a tarifelor la energia electrică sau termică. Mai mult, în urma acestor fluctuații pe piața valutară, exportatorii de la noi ar avea de câștigat. Potrivit expertului economic Vyacheslav Ioniță, este pentru prima dată în istoria țării când, înainte de alegere, leul se depreciază. Acesta afirmă că, în prezent, deprecierea leului moldovenesc este condiționată de factori externi. În această depreciere, acum este condiționată în mod special de deprecierea leului față de euro și dolar. Ceea ce vedem astăzi, o creștere bruscă a cursului euro-ului,
este mai degrabă un factor extern. Euro s-a apreciat internațional față de dolar. Alegerile cred că este acest lucru, dar influențat în cazul dat pozitiv. Când ajunge alegeri, de regulă crește cererea de valută. Ioniță susține că Banca Națională a admis deprecierea monedei naționale pentru a favoriza exporturile și a da un impuls economiei. Totodată, potrivit lui, nu există riscuri de creștere a prețurilor sau a tarifelor la energia electrică sau termică. În prezent, Banca Națională urmărește o ușoară depreciere naturală a leului, dar nu intervine. Această situație ajută exportatorii și nu creează o problemă la consumatori. Precizăm că luni 26 octombrie cursul stabilit de BNM pentru un euro a fost de 20 de lei și 20 de bani, cu 4 bani mai mulți față de vinerea trecută. Totodată, valuta americană a depășit pragul psihologic de 17 lei încă la începutul săptămânii trecute, pentru prima dată în ultimele 3 luni, iar luni prețul dolarului era de 17 lei și 5 bani. Potrivit cursului stabilit de Banca Națională a Moldovei pentru marți 27 octombrie, leul se va aprecia cu câțiva bani atât față de valuta americană, cât și față de cea europeană. S-au dus să caute ciuperci, dar timp de câteva ore și-au căutat copilul rătăcit. I s-a întâmplat unei familii din orașul Florești, care în această după-amiază a mers în pădurea din apropierea localității Olișcani, raionul Șoldenești, l-a strâns ciuperci. La un moment dat, părinții au observat că fiica lor lipsește și au apelat la serviciul 112 după ajutor. După mai bine de 2 ore de căutări, cei 8 salvatori, 20 de polițiști și 12 voluntari implicați în acțiune au găsit copila în vârstă de 12 ani. Ea nu a avut de suferit. O femeie de 37 de ani a ajuns la urgență după ce a fost accidentată de o mașină care a pornit singură la vale. Automobilul se afla într-o parcare a unui magazin din capitală. Potrivit poliției, de vină ar fi șoferul care a uitat să tragă frâna de mână. Incidentul a avut loc astăzi în jurul orei 13 pe bulevardul Mircea cel Bătrân din sectorul Ciocana. Pe rețelele de socializare au apărut mai multe imagini din care se vede că mașina a pornit fără șofer de-a drept pe gazon. În urma documentării la fața locului, forțele de ordine au constatat că proprietarul unității de transport în vârstă de 45 de ani a parcat unitatea de transport, ulterior a mers la un magazin, după care automobilul a pornit și a tamponat femeia ce se deplasa pe trotuar, după care automobilul s-a oprit într-un obstacol, într-un copac. Contactat de noi, ofițerul de presă al Institutului de Medicină Urgente, Dorina Arseni, nu a putut să ne ofere mai multe detalii despre starea de sănătate a femeii. Poliția a inițiat o anchetă și urmează să stabilească toate circumstanțele incidentului. În funcție de traumele suferite de victime, va fi decisă pedeapsa pentru șofer. Și-au propus să traverseze Moldova de la sud la nord într-o singură zi și să testeze infrastructura de prize electrice din țară. Este aventura în care au pornit 3 automobiliști care astăzi au dat startul celei de-a 3-a ediții a Moldova Electromaraton 2020. Entuziasmați, bărbații spun că deși numărul participanților în acest an este mai mic din cauza pandemiei, provocările pe drumurile din țară vor fi pe măsura așteptărilor. Pe cei 3 bărbați am găsit la o benzinărie din apropierea circului, unde și-au încărcat bijuteriile electrice pentru a porni spre Giurgiulești, raionul Cahul, prima destinație din traseu. Timp de 4 zile, participanții vor testa pe viu noile prize din Moldova, care au împânzit deja practic toată țara. În această ediție vom face pentru prima dată traversarea țării de la sud, de la Giurgiulești până la nord, într-o singură zi, deci 500 de kilometri, cu tot cu încărcări, ore de stat la stații, ca să vedem dacă se poate și cât de greu se poate.
Miercuri, automobiliștii vor porni din Giurgiulești, punctul extrem de sud al țării, spre cel din nordul Moldovei, mai exact în satul Năslavcea, raionul Ocnița. Printre cei care și-a propus să verifice cât costă mobilitatea electrică în raport cu cea tradițională, este și Vladimir Zaporojan. Bărbatul ne-a povestit că mașina sa ecologică parcurge aproape 180 de kilometri, ulterior necesită a fi încărcată, procedură care durează aproximativ o oră. Deci avem nevoie să ne punem punctele corect ca să știm unde ne încărcăm, cât ne încărcăm și să ajungem de dimineață până seara la nord. 30 din cele 70 de prize existente pe principalele trasee din țară au fost montate în cadrul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, împreună cu Agenția pentru Eficiență Energetică. Inițiativele bune însă nu se opresc aici. Este un trend global de a trece de la fosile la utilizarea energiei electrice. Ba mai mult vă spun că noi o să instalăm 3 stații din aceste 63 pe total, 3 vor fi alimentate exclusiv din energie regenerabilă. La maraton vor participa mașini de mână a doua, prețul cărora variază între 7 și 11.000 de euro. În Moldova există peste 1.000 de automobile electrice active. Scopul maratonului este de a demonstra capacitatea automobilelor electrice și de a marca evoluțiile majore în domeniu care s-au produs în ultimii 2 ani. În municipiul și raionul Orhei continuă modernizarea infrastructurii. De această dată, la inițiativa echipei lui Ilan Șor, a fost dată în exploatare strada Codreanca din cartierul Slobozia Doamnei, care, potrivit autorităților locale, nu a fost renovată încă din perioada sovietică. Totodată a fost reparat drumul de acces în satul Isacova din raionul Orhei. Acest lucru i-a bucurat pe locuitori, care susțin că au așteptat ani la rând acest moment. Pe strada Codreanca din Orhei, care are o lungime de 600 de metri, a fost așternut asfalt nou. Trotuarele au fost reparate, bordurile au fost schimbate, iar spațiul din preajmă a fost amenajat. A fost curățat și renovat sistemul de evacuare a apelor pluviale. Este a patra arteră secundară din localitate care a fost renovată în ultimele săptămâni, chiar dacă urma să fie reparată abia anul viitor. Cu această ocazie, primarul municipiului a anunțat că, în premieră, în cartierul Slobozia Doamnei, va circula transportul public. La 7:45 va fi prima rută de numărul 5 în sectorul dumneavoastră și va fi în fiecare oră. Vestea i-a bucurat pe locuitorii cartierului. S-a ținut de cuvânt și aș vrea toată Moldova să avem așa drumuri, să ne bucurăm de o republică întreagă, să bucuri toată lumea cum ne bucurăm și noi. Foarte frumos, suntem foarte mulțumiți. De când trăiesc pe strada aceasta, nu a fost așa ceva la noi. În același timp, cu susținerea echipei lui Ilan Șor, a fost reparat și drumul de acces spre localitatea Isacova, din raionul Orhei, care era impracticabil, spun oamenii. Pe circa 2,5 km de drum a fost așternut asfalt și noite benzile de circulație. Renovarea drumului a fost foarte necesară, că a fost foarte greu de merge, dar cu căruțele. Nu vine a crede că așa satul nostru, așa drum frumos are. Mulțumim primarului. Suntem mulțumiți și credem că viitor vor fi continuate faptele care se fac și sunt frumoase. Primarul satului le-a mulțumit celor care l-au susținut în realizarea acestui proiect. Cel mai mare mulțumesc, evident că vreau să aduc Consiliului raional Orhei, pentru că a auzit doleanțele noastre. Iar președintele raionului a dat asigurări că inițiativele de dezvoltare a localității vor continua. Iluminatul stradal, care suntem în proporție de 70% la nivel de raion înfăptuit, urmează să fie inclusiv aici în Isacova în scurt timp. Precizăm că în acest an autoritățile locale din municipiul Orhei și-au luat angajamentul să renoveze toate străzile secundare și curțile blocurilor de locuit. Doamnelor, domnilor, rămâneți cu televiziunea centrală, urmează prognoza meteo. Eu sunt Dorina Gerganov și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită în continuare, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și a celor dragi. La revedere!
Vreme instabilă și ploi în toată țara, prognozează meteorologii. La Chișinău vor fi 19 grade, la Briceni 16, iar la Bălți 18 grade. La Soroca sunt prognozate 17 grade, la Florești cu un grad mai mult, iar la Leușeni 19 grade. Maximele la Orhei și Dubăsari vor fi de 18 grade, la Ungheni cu un grad mai mult. 19 grade vor fi la Tiraspol și Comrat, la Cahul 18 grade. Urmează prognoza pentru alte capitale, soare cu nori și 18 grade la București, la Kiev, Senin și 15 grade, la Moscova 11 grade. Ploi la Londra și Paris și 13 grade în termometre, la Madrid soare și 14 grade. 18 grade sunt prognozate la Roma, la Berlin 13, iar la Atena 22 de grade Celsius.